Tusea lui Pedro. E zi de școală. Pepa și prietenii ei sunt la ora de muzică. Lui Poli s-a îmbolnăvit păpușa. Scuze, doamnă gazelă. Vai de mine, Pedro tușește. Nicio grijă, îl sun acum pe doctorul Urs Brun. Doctorul Urs Brun la telefon. Bună ziua, domnule doctor, sunt doamna gazela, un copil e bolnav. Nu vă panicați, vin imediat. Care e problema? Mie-mi vine să tușesc. Înțeleg. E o tuse care te gâdilă sau tușești din piept? Eu nu știu, dar sună cam așa. Și de când ai tuse asta? De când a început doamna gazelă să cânte. Nu e ceva grav, dar tusea lui Pedro ar putea fi contagioasă. Contagioasă? Cum așa? Când unul începe să tușească, uneori și cei din jur încep să tușească. Am nevoie de medicamente. O linguriță de sirop. Din păcate, mi-e teamă că nu e prea bun la gust. Are gust de pantof vechi, plin de gem. Mulțumesc, domnule doctor. La revedere. La revedere. Așa cum credeam, tusea lui Pedro e contagioasă. Cățelul Danny și oița Suzy s-au molipsit de tusea lui Pedro. Gura mare. Parcă ar fi iaurt cu aromă de covoare. Medicamentul are gust de flori. Felicitări că ați luat medicamentele. Domnule Urs Brun, dumneavoastră vă îmbolnăviți? Nu, Pepa, niciodată. Mănânc un măr pe zi. La revedere! La revedere! E ora de plecare. Părinții copiilor au venit după ei. Mami, tati, eu tușesc rău de tot. Doctorul Urs Brun a venit aici să aibă grijă de noi. Ne-a dat un medicament oribil. Doamnă gazelă, puteți cânta acum? Desigur, Pepa. Lui Poli s-a îmbolnăvit păpușa. Vai de mine, toți adulții s-au molipsit de tusea lui Pedro. Doctorul Urs Brun la telefon. Sunt purcelușa Pepa, toți adulții s-au îmbolnăvit. Nicio grijă, Pepa, vin chiar acum. Bună, prieteni! V-ați molipsit de tusea lui Pedro, nu? Asta este în șir indian, cu gurița deschisă. Parcă ar fi șarlotă și șosete vechi. Mulțumim că aveți grijă de noi, doctore Urs Brun. Cine are grijă de dumneavoastră când vă îmbolnăviți? Nimeni n-are grijă de mine. Eu nu mă îmbolnăvesc. Vai de mine, doctorul Urs Brun s-a molipsit de tusea lui Pedro. Nicio grijă! La revedere! La revedere! Săracul doctor Urs Brun e bolnav și nu are cine să aibă grijă de el. Cine ar putea fi? Bună ziua! Am venit să avem grijă de dumneavoastră. V-am adus fructe. Și niște perne. Și aici e medicamentul. Are gust de șosete cu aromă de șarlotă, iaurt și gem. Un cântecel să vă simțiți mai bine. Așa, Pepa,